episodul anterior. Oh, uite, o saltea foarte tare. Ia uite, nici n-am văzut aici. Bă, auzi, și tu uite așa la mine. Cineva mi-a furat salteaua. Bă, mamă, cine putea să fure de ca mai platoul ăla ca o saltea? Bă, mă întreb. Este doar un platou. Cine a putea să ia dacă e doar bunicul sau bunic aici? Știi ceva? Nu știu nimic. Dar, apropo. He, auzi. Știe cineva aici? Am auzit eu ceva. Am văzut că cineva se ducea din balcon în tragedie cu o saltea, nu știu ce vrea. Da, serios, unde? Că nu știu, am văzut în spatele casei. Mi se permis să văd ceva acolo. Da, mă, saltea asta e, cum a ajuns aici? Doamne, cum a ajuns aici în tot? Bă, nu știu, doar am adormit și m-am trezit aici, nu e vina mea, să știi, nu am avut picioare să fug. Da, eu trebuia să te împăr tine. Cum e posibil? Eu trebuia să mă plângesc la tine. Nu știu, ceva s-a întâmplat. De cineva m-a luat cu adevărat. Nu știu cine. Ce s-a auzit? S-a auzit o bubuitură. Iar s-a auzit o bubuitură. Rămâi acolo, da? Hei, dacă e aici, să știți că am o armă. E cineva, am o armă aici. Hei, e cineva? Ia s-a auzit. Alo, e cineva? Ce mai? Doamne, e cineva aici? Ok, se pare că doar a... Nu știu, se pare... Hei, știu cine a fost. De unde te doamnă? Hei, știu eu, l-am văzut. Și cine a fost? Da, cine? A fost bunicul tău. Nu! Uite! Nu mai bagă în seamă. Nu bagă ăsta acolo, nu știu. Bă, te mai întind o dată. Bine. Să te întind aici atunci. Ei, nu m-a acoperit, Nu te acopăr. Mă duc aici cu tine. Ce faci? Stai aici. Bine, îți dau voie să sar pe mine, dar nu. Uhuu! Bandă de alergat cu sumare. Asta construiești cu o bandă lunantă. Cine mai știe? Construiești și o bandă așa din tine. Bine, cum vrei tu, dar să știi că o să vorbesc. Știu asta. Bă, cred că e foarte bine arată. Pentru o bandă și stai așa să mi-aș un calculator. Sper să nu mai faci calcule pe mine. Și ce s-a întâmplat mai devreme, a? Să mai faci calcule pe mine. În câteva zi, acum o săptămână, făceai calcule într-una. Dar acum doar să mă prind, să mă lași la un loc, da? Bine, hai că te las acolo. Mersi. Și acum ce fac? Hai că alerg cu tine. La 1 cu 0. Ok. Ce viteză e asta și bunica trebuie să se grăbească și aleargă mai mult până la magazin ca să alerge, când aleargă. Ia să te ajut puțin. Hai să te ajut. Nu. Încetează-o, dă-mă. Hei, ce? Ai zis să dăm mai tare? Bine, îl dau la 5. Încetează!
Băi, te distrug, te distrug, băi, bine. Gata! Gata. Ei, ia zi, cum ți-a fost? A fost mai bine să faci tu o mișcare. What? Înnebunit! Toată casa asta vorbește! Băule, gata, nu mai sunt prieteni cu tine. Adio! Adio! Adio, prietena noastră, prietenia noastră. Adio, stai pe față, îți miroase toate chestiile alea. Cred că deja mai era, că ne suntem acum, că ne ajută. Să mă ajut pe balcon, să mai văd ce mai pe aici, mă uit pe lețe. Hei, eu sunt la vest acum, sunt mai încolo. Să știi că... nu știu... Da, dacă e dimineața, să mă vezi cam pe acolo. Și când e să lăsa așa. Și mă rog, majoritatea știu, dar știu ce. Bine soare, ba. Mai bate încă soarele, bine? A, pentru că este spre sud, îmi pare rău. Ok, îmi pare rău, este sud. Ce să-ți fac eu? Îmi pare foarte rău, nu? Îmi pare rău. Hai să încerc să fac ceva. Hai, să dă. Să fac și eu niște flotări, să nu se spăt. Una, două, au, ce-ai mă? De ce tot calci pe mine și mă lovești așa de mătoare? Ai. Au! Bine, hai să vedeți ce zici. Au, bam, 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 bam. Au, 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 gata, liniștește-te. Cretinule, nu mai fă așa. Păi, pe bune, vrei să chemi poliția? Că mai face ce... Au, gata, prin poliția. Nu. Dă-mi de la... No! Ha, l-am aruncat pe geam. Gata, să vedem. Ok, cred că o să tac acum. Cred că mai zic nimic. Alo, ce grada asta aici? Nu trebuie să stau în apă. Ba, da, dar nu am nevoie. Nu trebuie să mă spălăm. Am spălat abia ieri. Păi știu ce, dacă te mai spui de dat. Ce? Ai zis ceva urât despre mine? Bă, nu se mai spală nimeni în mine din ziua asta. Bă, tot se mai spală. Ba, nu nimeni. Pentru că toți se spală și cu mirosul ăla de o nevoie. Nu voia să mai miroase. Deci între cineva care miroase aici. Retragi cuvintele. Ok, gata. Tocmai am un frate care ăla este mult mai special. Ok. Bine, dar unde este prietenul tău? M-am dus eu până în dormitor, că poate aici. Stai, că nu e aici. Atunci spune. Ian, băie, tocmai ce nu l-ai văzut când ai fost la robinet? Ia mai du-te odată. Ok. Ia, unde e? În stânga. Nu cred așa ceva. Ăla e? Bine. Bun. Dacă vreți să aflați cum arată fratele termometrului ăsta, care e tot termometru de apă, dați o vizionare să ajunge cât mai repede la 23 de vizionari și atunci vom face partea 12.